Vulturul și vulpea. Un vultur prinse un pui de vulpe și vrut să-l ducă în cuibul său. Vulpea mamă începu să-l roage să se îndure de dânsa. Vulturul se gândi: ce rău îmi poate face ea mie? Am cuibul sus, tocmai în vârful pinului. Nu ajunge ea până acolo. Și duse puiul de vulpe în cuib. Vulpea, fugi în câmpie, făcu rost de la oameni de un tăciune aprins la capăt și l-a duse sub pin. Tocmai vrea să dea foc pinului, dar vulturul se rugă de ea să-l ierte și îi aduse puiul înapoi.